Porțile Palatului Copiilor din Drobeta, Turnul Severin, Orșova, Baia de Aramă, Strehaia și Vânjumare se vor deschide pe 1 octombrie. În total, la dispoziția elevilor vor fi puse 34 de cercuri. În mare, activitățile artistice și cele sportive sunt foarte căutate, dar și activitățile cercurilor tehnice, electrotehnică, navomodele, aeromodele. Pregătirile pentru primirea elevilor sunt întoi. Pentru a nu fi prinși descoperiți la cercul de karting, instructorii fac ultimele verificări la sistemul de direcție ori de frânare a karturilor. Karturile sunt pregătite deja, așteptăm tinerele talente care trebuie să vină în acest an, dar ne bazăm și pe cei care au fost până acum la cercul de karting, fiindcă ei continuă activitatea ca și avansați la acest cerc. Activitatea este întoi și la cercul de pictură. Aici, în mai puțin de două săptămâni, 10 de elevi care vor să învețe să deseneze vor apela la pensulă și acuarele pentru a-și exersa talentul. Facem un pic de ordine, un pic de curățenie. Suntem în cercul de pictură, care este unul dintre cercurile care doresc să primească cu inima și cu brațele deschise toți elevii care vor să participe la acest cerc. Până la 1 octombrie, elevii se pot înscrie la unul sau mai multe cercuri organizate la Palatul Copiilor. Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc pe 30 septembrie.